de astăzi a emisiunii dedicată istoriei Universității din Craiova prin personalitățile marcante ale acestei instituții academice. Această ediție o dedicăm unei femei, femei cercetător considerată în anul 2013 cel mai bun inventator femeie. Pornim de la acest punct pentru că Înseamnă o desfășurare nevantai a unui destin dedicat cercetării, destin dedicat și Universității din Craiova. Profesor Universitar, Dr. Daniela Tarniță, este invitata noastră de astăzi. Bine ați venit la această istorie vorbită a mulțumesc. Universității. Vă mulțumesc mult de tot pentru invitație. Sunt onorată să fac parte din. Panoplia de personalități la care v-ați gândit pentru, pentru emisiunea care ilustrează, practic, realizările Universității din Craiova și, știu eu, punctele sale foarte bune cu care se poate alinia în topul universităților. Convingerea noastră a fost că istoria unui loc, chiar și un loc academic, se conturează diacronic prin istoria personalităților care au constituit edificiul acesta de-a lungul vremii. Și din această perspectivă am pornit dialogul nostru de la acest moment, 2013, pentru că a fost un moment de apogeu, îl considerăm noi până în acest moment al dialogului nostru, care înseamnă și o sinteză a tuturor cercetărilor în domeniu. Aș dori să vă amintiți de momentele studenției și nu întâmplător, pentru că a fost o studenție frumoasă la Universitatea Craioveană și faceți parte dintr-o primă promoție care a început o istorie într-un domeniu în această universitate. Așa este. Eu sunt absolventa primei generații a Facultății de Mecanică, atunci când eram încă elevă și gândeam cum încotro să mă îndrept, fiind foarte mare iubitoare de științe exacte, de matematică fizică, eram în ușor dubiu să am o opțiune pentru facultate, și sigur că la momentul acela exista facultatea de automatică și calculatoare, spre care se îndreptau cei mai buni studenți care aveau aplecare spre uh, științele exacte. Numai că, exact cu câteva luni înainte de a ne înscrie noi, ca și elevi absolvenți ai liceului, la facultăți, la concursul de admitere, uh, tocmai înțelesese, m-am auzit că s am înființat Facultatea de Mecanică și foarte mulți din cunoscuți mi-au sugerat că ar fi bine să renunț la ceea ce aveam foarte bine stabilit înainte, să renunț la Facultatea de Automatică și să mă îndrept spre Facultatea de Mecanică, pentru că ea se înființase ca să răspundă unor necesități foarte mari de ingineri în domeniul mecanic, de care aveau nevoie platformele industriale ale Craiovei. Și pentru că eu știam că voi face eforturi foarte mari să dovedesc că sunt o studentă bună, și că, sigur, voi fi foarte responsabilă și foarte serioasă în, în procesul de studiu, de învățământ, până la urmă am zis da poate merită. Este o provocare și voi avea această opțiune și așa am, am dat admitere la Facultatea de Mecanică și a fost foarte bine pentru că, într-adevăr, m-am regăsit cum nu se poate mai bine printre colegi la Facultatea de Mecanică. Am obținut și niște rezultate, zic eu, foarte bune din moment ce am terminat facultatea atunci cu 994. Și, ca urmare, am și primit repartiție guvernamentală în învățământul superior, direct la, deci la repartiție la încheierea facultății. Și, de atunci, sunt cadru didactic al Facultății de Mecanică din Universitatea din Craiova. Sunteți realmente legată de da. Universitatea da. din Craiova prin întreaga Absolut. activitate, de la ieșirea, intrarea în producție. Da ar putea spune un profan, și până la atingerea acestui moment, care este un moment important, aș spune țintit, da. permiteți o dezvăluire? Vă rog, numai să fie... Știindu-ne de da. mulți ani, nu o spune mulți cât, ani. pentru a nu deconspiram. Cam din perioada studenției. Pot să spun că doamna profesor Daniela Tarniță a avut această vocație a lucrului în echipă, a elementelor de noutate pe care să le aducă, și mi-aduc aminte că în acea perioadă era președintele Asociației Studenților din Facultatea de Mecanică, iar evenimentele care erau generate de această asociație erau evenimente de top. Și nu întâmplător spun acest lucru pentru că tot ceea ce ați realizat până acum s-a datorat concepției dumneavoastră, dar și lucrul în echipă. Și când spun lucru în echipă, tot o deconspirare abinițio, este și echipa de familie. Așa este, corect. <laughs> și tot din timpul studenții și iată un destin împlinit și în familie și profesional și nu întâmplător pentru că multele, și spun cu toată convingerea, multele brevete pe care le-ați obținut, diplomele, medaliile de aur, 8 medalii de aur, argint, toate acestea au însemnat o trudă extraordinară o ardere a etapelor fulminantă ardere, pentru că unii au asemenea performanțe la o vârstă a senectuții. Trebuie să recunoaștem. Da? Așa este. Este o ardere a etapelor, dar este o ardere intensă, cu, fără pregetare în, în munca care trebuie depusă. Adică, și așa aveți dreptate, toată ideea aceasta de a Face o cercetare de top și de a face o cercetare aplicată. Nu doar de uh, dragul cercetării teoretice fără finalizare, ci a unei cercetări aplicate. Ideea aceasta a pornit uh, într-adevăr în ultimii, în mod special în ultimii, să zicem, 10 ani. În 9 ani sunt conducător de doctorat și uh, pentru că întotdeauna mi-am dorit ca tot ceea ce coordonez și conduc să ducă la niște rezultate care să fie clar originale, de necontestat, atunci am și pornit de la această idee, ca în contractele de cercetare și în tezele de doctorat pe care le coordonez finalitatea să fie cu brevete de invenție, pentru că, sigur, fiind vorba de o, domeniul în care conduc, coordonez eu doctorat, este domeniul biomecanicii și bioingineriei medicale, adică sunt ramuri care sunt perfecte cu aplicabilitate în domeniul medical și al roboticii. Și atunci am spus, astfel de cercetări nu trebuie făcute decât dacă sunt într-adevăr foarte bune pe direcții care să fie neatinse prea mult, neaprofundate de cercetătorii lumii, pentru că e clar că nu poți să, să crezi că alții nu s-au gândit la niște idei. Dar trebuie să mergi pe acele nișe care să-ți confere originalitate și un domeniu în care rezultatele să poată fi apreciate ca fiind într-adevăr originale, să poată fi publicate în jurnale foarte bune, în capitole de cărți, în edituri internaționale foarte bune de, de prestigiu. Este și... o acumulare în timp, fără îndoială. Fără îndoială. Care... Da. Această acumulare are finalitate. În aceste uh, invenții, reușite, invenții. Da. Și aveți dreptate, mă scuzați, aveați dreptate că aici a fost vorba de o echipă interdisciplinară obligatoriu. Membrul de bază al echipei mele este soțul meu, pentru că este profesor universitar la Universitatea de medicină și medic ortoped, medic primar ortoped, și atunci din discuțiile pe care le-am avut noi des în casă, da? atunci când ne întâlnim și stăm de vorbă mai detaliat. El mi explica cu ce probleme se mai confruntă la operații, ce nu e în ordine cu nu știu ce sistem de mortezare sau de proteză sau cu alte probleme din acestea. Și atunci de acolo începeau discuțiile, era punctul de plecare și treptat, treptat gândeam soluții, întâi soluții din punctul de vedere al inginerului, soluții tehnice care să aducă îmbunătățiri, care să fie o inovare sau o invenție în domeniul respectiv, după care, sigur, ideile pornau și după aceea... Un an, doi, se muncește la partea de fundamentare teoretică, de fundamentare matematică, de, de soluționare tehnică. Apoi, de experiment ca să se vadă dacă, într-adevăr, soluția este bună în practică, pentru că poate să-ți o idee foarte bună. Să ai o soluție extraordinară, dar care să nu corespundă realității și să nu poată fi aplicată. Și atunci, sigur, ideea este foarte bună, dar nu, nu prezintă. Nu e validată de, nu are de. Eficiență imediată. Exact. Și atunci, în felul acesta după, după studii, după cercetări, după parte de modelări și simulări pe calculator, după parte de prototipări rapide și experimentări, se ajunge la o formă finală optimizată a soluției cu care începusem noi inițial, dar într-o formă, să zicem, incipientă. O întrebare incisivă. Brevetele apar pe numele amândurora? Da, sigur că da. Pe Pentru numele amândurora este o echipă. Absolut. Și... și a celor care, la momentul acela, au lucrat în echipă. Patru au fost deja brevetate, altele două sunt în curs de, de evaluare la OSIM. Sunt depuse ca și cereri, dar este un interval de timp, sunt niște timp tehnici pe care trebuie să îi parcurgă o cerere de invenție până la momentul în care se acordă brevetul. Sau se respinge, deci, sigur, în funcție de ceea ce decide uh, comisia aceea, care este o comisie formată din specialiști cu domeniul de expertiză respectiv. Uh, deci, în fiecare din aceste brevete se regăsesc inclusiv doctoranzii care. La momentul respectiv, poate aveau dezvolta o teză de doctorat din acest domeniu. este precizată componența Clar, echipei, păi Nu se poate altfel. Există întotdeauna un grup de cercetare, dar firesc că este și un șef al grupului. Da, da, da. Mi-am adus aminte de o declarație în spațiul public pe care ați făcut-o referitor la evoluția dumneavoastră profesională și spuneați că nu va a fost ușor. Luptați pentru egalitatea de șanse. A femeilor cu bărbații, eu aș spune că este procesul și reciproc, este și lupta lor pentru egalitate cu noi. Da. Aceasta pentru a le cataliza oarecum interesul, da, este adevărat. Este această proiectare a personalității dumneavoastră în prim plan, involuntar, pentru că apare proiecția de personalitate în momentul în care ați realizat ceva. A, categoric. Și mai este încă un fenomen care funcționează foarte bine în ceea ce vă privește, este fenomenul de eco, efectul de halo, adică ați realizat o invenție, ați brevetat-o, se practică, se folosește și publicul așteaptă de la dumneavoastră, dacă vreți, este o catalizare a da. interesului pentru cercetare, tocmai pentru că ați avut niște rezultate. Da, e adevărat. Efectul de halo face bine unei face, personalități. Sigur, sigur, îi, îi întreține starea aceasta de, de efervescență, de sigur, sigur și activitate și nu lasă să... să nu să se stabilește o platitudine Absolut, după da. momentul acela. Iar mie nu-mi plac platitudinile, nu pot, mi se pare că existența ar trece pe lângă mine degeaba și nu aș avea când trag linie ce să adun. Deci spre deosebire de foarte multe alte persoane care gândesc un pic diferit decât mine care spun, da, dar viața trebuie trăită, dar mai trebuie să ne o și odihnim, hai să ne mai și plimbăm, Ziua are hai să, da, da hai să, că nu ore, e acum, mai e și mâine o zi. Trei fali, 8 cu 8 cu 8, era înainte 8 da. muncă, 8 odihnă și 8, 8 recreere. Da. Eu nu pot să, să accept să treacă timpul pe lângă mine fără să-mi dovedesc mie că am făcut ceva pe care eu să fiu mulțumită. Mă voi întoarce la această idee pentru că este extrem de importantă pentru destinul dumneavoastră profesional, dar și pentru destinul familiei dumneavoastră. Uh, trebuie să recunoaștem că ați ajuns la această performanță pentru că ați avut experiențe internaționale, pentru că ați avut schimburi de experiență în spații academice, deja recunoscute pentru cercetările în domeniu, mă gândeam numai de câte ori ați fost la Harvard și ați avut da. schimbul de experiență extrem de necesar. Absolut. Poate da. fundamental pentru momentul acela din evoluția carierei dumneavoastră. Da, așa este. Pentru ca să poți să fii recunoscut ca personalitate în domeniul tău de expertiză, în domeniul tău de... Specializare, de cercetare, trebuie neapărat să te confrunți cu specialiștii. Pentru că dacă stai doar în biroul tău și te complaci într-o astfel de stare, nu te știe nimeni, nu se întâmplă nimic, nici nu ai credibilitate, nici nu reușești să obții, să poți să publici în niște jurnale de top sau în niște edituri internaționale de top. Ori, pentru ca să, să ai credibilitate, trebuie să mergi în focul luptei. Trebuie să mergi la conferințe, trebuie să mergi la congrese mondiale, trebuie să participi, să susții ce ai de susținut și, sigur, să poți răspunde eventualelor întrebări ale marilor specialiști care pot să spună știți, ați pornit de la o idee greșită, nu e bine ce ați făcut acolo. Ori, uh, mulți, nu da? mulți nu participă, mulți nu participă sau pentru nici a loc. evita această confruntare. Da. Ori, ca să fii recunoscut, ca să fii invitat de mari universități ale lumii, cum am fost noi invitați da, la Harvard, cum suntem invitați luna următoare la Princeton. În schimburi de experiență în vederea unor colaborări acolo unde practic sunt profesor de top și cercetător de top fiind în primele două trei poziții la nivel mondial, ca și universități plasate. Pentru asta trebuie într-adevăr să să muncești foarte mult. Trebuie să produci, produci rezultate științifice pe care să le prezinți în absolut, acest context care se poate să concurențial, exact unde competiția este la cel mai înalt nivel. Dacă nu aduci nimic nou, nu se întâmplă nimic, nici nu ți aprobă abstractul, dar lucrarea. Deci, ori aduci ceva nou, și pentru asta trebuie să muncești foarte mult, trebuie să studiezi ce s-a întâmplat la nivel mondial, trebuie să intri în profunzimea problemei ca să găsești bucățica sau nișa aceea în care tu poți să aduci ceva nou și să poți la o prezentare să te confrunți cu acei specialiști care sunt în sală și care spun eu fac asta de 20 de ani de zile, nu îmi puteți arăta altceva decât ceea ce eu știu foarte bine. Bun, deci pentru asta spuneam, ca să ajungi la acest nivel, trebuie neapărat să fii foarte bine pregătit, să muncești foarte mult, să studiezi foarte mult, să cercetezi foarte mult, să te pui permanent la punct cu tot ce se întâmplă în domeniul tău. Sigur că nu am pretenții în alte domenii, dar în domeniul respectiv trebuie să fii la curent cu totul, și apoi să ai curajul să te duci și să susții să munca ta în prezența lor. Ei, acesta este un acolo moment este momentul sigur, dificil. pentru că acolo ori rămâi în continuare ca fiind o persoană apreciată, ori te pot desfința. Este o selecție în timp pentru a se crea un grup de specialiști la nivel mondial. Sigur. Dar sunteți conștientă, sunt convinsă, că sunteți purtătoarea de imagine a Universității din Craiova, pentru că nu doar cercetătorul, inventatorul Daniela Tarniță se prezintă în acest context competițional este universitatea din Craiova Absolut. pe care o reprezentați. Afilierea instituțională este extrem de importantă. Nu veniți de niciunde. Da, da, categoric. Uh, și veniți vreau să vă experiență spun. și veniți cu o instituție academică pe care o reprezentați în Correct. acel context. Și eu sunt perfect responsabilă de, de importanța uh, prezent, impactului, da, de impactului de imagine. De imagine. În privința mea și a instituției pe care o reprezint, a Universității din Greva și a Facultății de Mecanică. De aceea, și ca să pot să obțin aceste diplome sau Marele Premiu sau cel mai bun inventator femeie la saloane europene, saloane internaționale de inventică. Uh, a trebuit să merg acolo. nu? Deci, eu am participat că nu poți să trimiți uh, Lucra, aplicația da, și aplicația. nimeni să nu o să cunoască pe autoare. Da, și nimeni să nu o prezinte acolo, în timpul salonului. Păi, a, acolo e un program foarte strict. De dimineața de la 9 până seara la 10, ești la stand, acolo unde ai uh, invenția sau invențiile cu care ești prezentă și în orice clipă, orice persoană care vine să te întrebe în afara juriului, care vine de nenumărate ori, sunt echipe de, de specialiști la nivel internațional, care vin perfect uh, dirijați ca să întrebe clar, să vadă noutățile și toate astea, vin participanții la salon și trebuie să fii prezent acolo să explici ce anume aduce nou invenția ta și de ce este bună și de ce crezi tu că asta este o soluție și așa mai departe și Trebuie să fii prezent acolo și să răspunzi la orice întrebare pe care ți-o pune oricine. Până la urmă, este momentul de confruntare, dar este și momentul de satisfacție profesională, da, pentru da. că poți să faci acest lucru da. într-un mediu concurențial, Sigur? nu numai acasă, între cei care știu deja istoria personală, destinul, performanțele da, științifice, ci într-o confruntare internațională. Este o diplomă care face mare cinste, consider eu, și sunt convinsă că are o istorie. O istorie de o clipă, istoria înmânării diplomei, dar și o istorie tumultoasă până a ajunge la acest moment. În ce rezide importanța primă a acestei diplome și a acestei recunoașteri internaționale? Da, mai pornit de la ea și aș dori să o da, eu detaliați da, în câteva cuvinte. Eu cred că uh, această diplomă și cupa aferentă pentru cel mai bun inventator femeie la un salon. Uh, Internațional de invenții, la care au fost prezente peste 500 de invenții din toată Europa și Asia, chiar și Statele Unite. O astfel de diplomă obținută și un astfel de mare premiu, practic, și l-ar dori oricine. Eu cred că aceasta, până la urmă, a fost recunoașterea faptului că ceea ce am gândit și am finalizat, chiar este un lucru apreciat, pentru că poate ziceam, poate ni se pare nou că este o idee bună, poate zicem noi că este uite, este o soluție această invenție, dar dacă nu ai recunoaște validarea. Da, validarea din partea unui juriu internațional, care numai asta fac, academicieni, profesori, cercetători, științifici din 14 țări au fost în juriu. Dacă nu vin o astfel de recunoaștere, poți să zici, da, poate că e bună, dar așa, mai pe nivelul nostru, faptul că au fost apreciate invențiile și am primit această distinție, asta înseamnă o încununare a ceea ce. Vom reveni muncisem. asupra invențiilor pentru a demonstra telespectatorilor și specialiștilor deopotrivă importanța acestor invenții. Vreau să vă întreb, sunteți. Conștientă, în sensul de implicare emoțională, că faceți parte dintr-o galerie istorică a femeilor inventatori, eu privesc cu bucurie. Marele premiu, In Memoriam, Elisa Leonida Zanfirescu, o româncă, prima femeie inginer din lume. Okay. Și poate nu întâmplător, este o plasare pe o axă diacronică într-o galerie a personalităților feminine, femei inventator, este măgulitor, nu mă îndoiesc. Este măgulitor, sigur. Nu, nu pot. Trebuie să avem și o modestie în tot ceea ce se întâmplă, pentru că dacă Oam, nu am avea, este... Da, da, trebuie să ai o modestie. Dar este și momentul adevărului când modestia, să știți că nu întotdeauna poate să conducă la estomparea unor elemente de recunoaștere publică în numele unei modestii, și într-o luptă acerbă când nu întotdeauna valorile uh, autentice se poziționează în prim plan, modestia unei personalități de acest fel poate să fie în plan 2, numai pentru că a fost uh, modestia este apanajul inteligenței. Da, <laughs> este normal să fie așa. Sigur. Și totuși, plasarea într-o axă... Este într-adevăr într măgulitor pentru mine. Acest diplomă și placheta corespunzătoare am obținut-o într-o astfel de competiție internațională atunci când am prezentat două dintre invențiile mele, coordonate de mine, mâna bionică. Este una dintre invenții și un sistem de uh, plăci modulare pentru ortopedie, pentru uh, tratamentul fracturilor oaselor lungi, bazate pe materiale inteligente. Probabil că au fost și uh, un pic spectaculoase uh, invențiile, pentru că, într-adevăr, uh, în, în spatele lor a fost o muncă și un studiu foarte îndelungate. Um, și un pic uh, mai spectaculoase pentru că așa îmi place să am niște. să. eu și echipa să avem niște invenții care, într-adevăr, să reprezinte ceva. Nu doar că am. sigur, nu, nu vreau să, să umbresc în niciun fel o inovație în care un șurub din stânga l-am trecut în dreapta și, nu știu, am adus o noutate. E în ordine, poate că aduce ceva nou și poate aduce o îmbunătățire. Dar când am pornit cu invenții de genul acesta, am pornit... Domenii de top, de materiale avansate, adică materiale inteligente, de structuri biomecatronice care să fie utilizate în domeniul roboticii sau în domeniul medical: ca proteză. Vă spuneam și alte invenții se bazează, dintre cele pentru care am și obținut medalii, se bazează pe materiale avansate de tipul celor inteligente, care la noi în România nu prea sunt abordate, că e un domeniu iertați -mă, mai iertați intervenția, mai uh, explicitați-ne ce înseamnă materiale inteligente materialele. Și am și o întrebare indiscretă după aceasta. <laughs> să nu vă gândiți că nu știu ce gândesc ele și apoi răspund. <laughs> nu, materialele inteligente sau materialele deștepte, se mai numesc smart materials sau intelligent materials, sunt materiale cu memoria formei, materiale care se bazează pe aliaje de nichel și titan și care au proprietăți Extraordinare combinația procentuală între nichel și titan de aproximativ 50-50% cu mici variații duc la un astfel de aliaj cu memoria formei care în nu, se poate aplica în multe domenii, dar în medicină, în medicină sunt prioritar. extraordinare. Este vorba de materiale pe care le antrenezi într-o formă la o temperatură mai joasă și într-o altă formă la o temperatură ridicată cu încă 10 grade sau 20 de grade în cazul aplicațiilor medicale, de exemplu, un, o astfel de, de să zicem agrafă utilizată pentru fracturile oaselor mici. Să zicem, da, un, o aplicație. Aflasem, aflasem că se numesc broșe. Am vrut să nu intru chiar în detalii de genul acesta, să nu se poate experiența, cineva pe, poate să înțeleagă experiența că... Experiența personală m-a da, să înțeleg că Corect. broșele nu sunt numai bijuterii da, de exact. purtat Ele exterior. sunt <laughs> foarte utile în, da. în osteosinteza fracturilor, da. Deci, aceste broșe sunt, uh, uh, sunt uh, antrenate la un 10 grade, să zicem o temperatură mai joasă, 10-15 grade, să aibă o anumită formă și la 37 de grade temperatura corpului uman să capete a doua formă care nu se mai modifică dacă temperatura rămâne constantă. deci Și dacă va crește temperatura? influențează? O broșă. Poate să aibă, să aibă forma literei U, să aibă brațele acestea paralele la 20 de grade. Medicul, ortoped, o ia din, din de unde este sterilizată și menținută la temperatura de 10 grade și dacă avem o fractură, să spunem, a unei falange, da? sau unui os mic, atunci sigur, partea de Medicină, tehnică da. chirurgicală, nu neapărat o spunem acum în etape, dar preiau această broșe, o introduc în, în acele orificii pe care le-au făcut cu un mic drill, cu un mic burghiu da? și introduc de o parte și de alta a zona focalului de fractură Broșa. Broșa, da, picioarele broșei respective. Până în momentul în care a introdus-o iar, picioarele paralele s-au introdus foarte bine, în momentul în care a preluat temperatura corpului imediat, 37 de grade, ele, cu o forță extraordinară, se apropie și creează o compresiune a celor două zone de fractură în focarul respectiv, încât menține contactul perfect și alinierea fragmentelor de fractură și din momentul acela s-a atins condiția sau s-a îndeplinit condiția esențială pentru ca o fractură să se vindece cât mai repede și anume imobilizarea și menținerea acelor fragmente de fractură în permanent contact. Asta este problema... Pentru unor... a se osifica. Da. De, pentru a se face acolo calusul respectiv. Pentru că problema unor uh, implanturi clasice, acelea care pun plăcuțe și apoi, de o parte și de alta vine o plăcuță, o prind cu șuruburi, problema este că inițial, sigur, se realizează o compresiune, se fixează uh, plăcuța. În câteva zile zona respectivă începe să aibă câte un mic joc și acel mic joc înseamnă depărtarea Chiar și cu un milimetru sau cu o jumătate de milimetru, și asta înseamnă formarea unui, uh, unei pseudartroze, unui, unui calus, dar uh, care devine dureros pentru că nu s-a menținut contactul permanent. Și asta este o problemă cu care îi se confruntă. De aceea avem și multe alte uh, invenții care au principiul acesta de bază, să se asigure o perman un permanent contact și o forță de compresiune constantă, care permite vindecarea mult mai rapidă. Și atunci, pornind de la această idee, noi și am gândit... Și persoana să aibă flexibilitatea brațului? Da. A... Nu e problemă, sigur. Inițială. Problema este că... De exemplu, se reduce timpul de vindecare de la un timp clasic, depinde de tipul fracturii, dar să zicem de două luni sau de trei luni, la o lună, o lună și ceva, pentru că nu se mai, nu se mai confruntă cu aceste probleme care, de fapt, prelungesc timpul de vindecare. Pe de altă parte, au un rol de regenerare celulară în zona respectivă mult mai rapid. Este vorba de intervenții minim-invazive, deci minim-invazive, ceea ce înseamnă reducerea riscului de infecții intraoperator și postoperator. Și acestea sunt niște probleme care, cu care se confruntă medicii în timpul operațiilor, sau ulterior, că s-a produs nu știu ce, stând atâta timp pacientul cu acele implanturi metalice introduse, și fiind vorba și de incizii foarte mari, ca să introduci pentru o fractură de femur mai puternică sau așa, trebuie să introduci o placă de 10-15 cm sau 20 de cm, se face o tăietură foarte mare, o incizie mare. Și se introduce placa și apoi se introduc acele șuruburi care să fixeze placa pe os. Păi o incizie atât de mare întotdeauna aduce timp de și timp de vindecare și... sporit, dar și risc de infecție este mare. Ori aici apar, apar tehnicile minim invazive și atunci sunt avantajele acestea pe care ni le... Promisesem o întrebare incisivă, între timp mai am una. Da, să vedem. <laughs> Prima întrebare. Toate aceste invenții au trecut prin faza de laborator, de experiment. Unde ați făcut toate aceste experimente? Cine v-a pus la dispoziție materialele necesare ajungerii la forma finală a invenției. Trebuie să vă explic. Pentru că de aici pornește și speranța studenților. Mă întorc la Universitatea din Craiova, pentru că până la urmă despre asta vorbim, performanțele Universității din Craiova prin personalități. Studenții care poate ne urmăresc în această clipă, vor primi din partea dumneavoastră acel dram de speranță că vor putea să intre în asemenea colective, că există laboratoare performante în acest fel, că există o bază materială necesară pentru performare și vor dori să rămână aici și să lucreze în acest colectiv, tentația plecării în străinătate va fi poate diminuată. Într-adevăr, pentru ca să finalizezi o cercetare, trebuie să ajungi la prototipul fizic al acelei invenții. Prototipul fizic nu poate fi experimentat dacă este vorba de aplicații medicale umane, nu poate fi experimentat pe om până în momentul în care Invenția respectivă nu este uh, definitiv aprobată, da, ca și brevet, până când uh, comisia care uh, validează sau autentifică uh, faptul că pot fi aplicate în uh, operații chirurgice, da, da, pe pacienți umani, uh, nu ai voie. Deci sunt legi foarte clare în care este total interzis să faci experimente pe oameni până când nu este astfel de invenție validată, cum este, de exemplu, în Statele Unite. Drug and Food Administration este o comisie care este extrem de dură și numai după 10 ani, după 15 ani validează că o anumită invenție. Poate fi, după ce s-au făcut foarte multe experimente, poate pe un lot fi, experimental. Da, pe un lot experimental, dar vreau să vă spun că asta spuneam. O parte din invențiile noastre au fost aplicate, de exemplu, pe iepuri. Ca să vedem. Că ele sunt active exact așa cum doream noi. Deci, pe animale, da, în biobaza de la medicină am putut să facem astfel de, de intervenții chirurgicale și de aplicarea acestor, acestor prototipuri, pentru că altfel nu se poate sub nicio formă. Ori, partea de realizare, deci de prototipare, bineînțeles, am realizat-o în cadrul Facultății de Mecanică. Avem într-adevăr și echipamente, vom mai și dezvolta aceste laboratoare. Sunteți chiar coordonatorul în centru, Centrul de, de cercetare de, de, inginerie mecanică de la nivelul facultății de mecanică. da. Și la momentul acesta este în curs de a fi dată în funcțiune platforma de cercetare științifică Centrul de Excelență INCESA. Care se găsește în apropierea Facultății de Automatică și de Inginerie Electrică. Este definitivată ca și construcția acesteia, și o mare parte din echipamentele de ultimă generație au fost achiziționate. Mai este o ultimă etapă. Acela va fi un centru de excelență pentru domeniul tehnic, dar și pentru celelalte facultăți ale Universității din Craiova, cu care noi sperăm să putem obține prin laboratoarele respective și prin echipamentele respective să, să facem chiar cercetări de top. Și aceasta este în curs de a se finaliza. În câteva luni se încheie. Pe de altă parte, vreau să vă spun că eu am remarcat în mod expres o aplecare a conducerii universității la momentul acesta spre partea de cercetare. Se fac foarte multe încercări și foarte, se au măsuri și tot felul de proiecte prin care Conducerea universității stimulează cercetarea. Îi stimulează și pe tinerii cercetători, dar și pe cei care obțin rezultate foarte bune au fost tot felul de competiții în care s-au dat interne. Da interne prin care câștigătorii au beneficiat de fonduri ca să uh, își continue cercetări uh, și aici au fost luați în calcul în mod special postdocii, cei care și au terminat doctoratul, deci tineri care își pot continua cercetările de la teza pe care au finalizat-o. Dar știu din discuțiile care le-am purtat și cu conducea universității, cu domnul rector, sunt foarte mult intenții foarte bune și multe idei de a face de a, face Sustine, tot, de a da. susține cercetarea. Orice evaluare la nivel regional, la nivel național sau internațional are niște criterii. Și Criteriul cercetare știți. este prioritate Absolut. Îl știm. Absolut. am uitat a doua întrebare, incisivă. Eu speram că așa vorbind mai mult fac cumva să ne abatem. Sunt un reporter cu experiență, deci nu uit. Nu, era incisivă pentru că intervine, sper nu brutal, în destinul dumneavoastră. Brevetele, le vom arăta telespectatorilor, brevetele dumneavoastră, multe la număr, sunt împreună cu domnul profesor Dan Tarniță. Domnia sa este în specializarea ortopedie la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Întrebarea mea era, v-ați canalizat cercetările pentru brevetarea unor invenții doar în acest domeniu al chirurgiei ortopedice? Adică a fost domeniu prioritar pentru cercetarea dumneavoastră? Că este o utilitate Reciprocă. Mi se da, pare normal da. să fie așa, adică și domnul profesor va folosi aceste invenții în activitatea de zi cu zi în clinică, dar și pentru dumneavoastră înseamnă da. repere, științifice Sigur. de cercetare. Cu de tot. siguranță. ortopedia este pe loc prioritar în domeniul invențiilor. Unele dintre invenții au aplicabilitate și în parte de pe lângă medical, parte de protezare, ortezare, dar și în domeniul roboticii. Dar prioritar este domeniul medical și aș zice cu impact în special în domeniul ortopediei și mi se pare normal așa, pentru că derulați un timp mult mai îndelungat împreună Sigur. în cercetare. Bineînțeles, împreună și în felul acesta, Bine vă completați. Da, pentru că pentru a pentru a avea o cercetare în echipă o cercetare în echipă, sigur, având specialist în mecatronică, specialist în materiale, materiale avansate, specialist în medicină, ca să poți să continui o anume etapă, trebuie să te întâlnești cu toți. Cum toată lumea este foarte ocupată, lucrurile acesta s-ar întâmpla o dată la două săptămâni sau o dată pe lună, timp în care poate tu ai fi vrut să mai faci ceva. Sau Mi se pare că noi am câștigat foarte mult timp pentru că dimineața când bem cafeaua înainte de a pleca fiecare spre facultate sau spre spital mai discutăm, știi, uite, mi-a venit și ideea asta, poate că am putea să încercăm la proteza respectivă ca să putem să îmbunătățim gradul de mișcare după protezare al pacienților. Uite, dacă el îmi spune ce idee are, eu o gândesc sau o gândim împreună pentru că apoi o aplic tehnic. Deci că suntem la masă, că suntem să ne plimbăm, că suntem să bem cafeaua dimineața sau sâmbătă sau duminica, nu mai este problemă să-mi dau întâlnire peste două săptămâni la ora H, când poate fiecare sau nu poate, ci se câștigă foarte mult timp și eficiența este mult mai mare. Și în felul acesta schimbul nostru de experiență reciproc și ideile noastre prind contur și apoi trecem la etapa următoare. Această se... complementaritate nu duce uneori și la plictis? Uneori duce la momente mai încordate pentru că fiecare își susține la un moment dat o anume idee. El spune uite, eu cred că asta este foarte bună ideea pentru... și, și eu din punct de vedere al inginerului spun, da, da, nu se poate realiza, este imposibil pentru că uite, aici se creează un concentrator de tensiune, nu pot să fac acolo o variație de uh, secțiune atât de bruscă. Dice, nu, dar uite, eu îți spun că ca... și uh, încep uh, chiar discuții din acestea care uneori sunt mai aprinse, dar constructive, că în final, sigur, ajungem la concluzia care trebuie. V-am provocat și cred că am reușit. <laughs> da, da. am reușit. Deci, Până că am vrut să descrieți atmosfera, da. atmosfera <laughs> de lucru, o atmosferă benefică Absolut. pentru ambii membri ai familiei. Sunt cele două jumătăți care s-au găsit. Da. Eu pun mărturie că vă știu de, din perioada da. studenției da. împreună da. și, iată, nu spun câte decenii sunt de atunci, nu din confietărie, da. dar este special. Da. Spectatorii să ghicească. Da, iar colegii ne ajută să ne filmeze de la distanță. Da. <laughs> Dar de ce am vrut ca să creionați această atmosferă de lucru din familie? Pentru că, stimați telespectatorii, în această atmosferă au, creu au, crescut, au crescut și cele două fice ale familiei Tarniță. Acum. Ele sunt cercetătoare, sunt în străinătate. Corina, fica cea mare, este, a terminat Harvardul, a făcut doctoratul la Harvard, a obținut premiul pentru cea mai bună teză de matematică din lume în 2009 și acum este profesor la Princeton University. Și chiar săptămâna trecută a fost publicată o, o lucrare la care ea partea experimentală o făcea în Kenya și anul trecut și acum doi ani. Deci este o lucrare care vine să, care a fost preluată de toată presa internațională, Le Monde, în Japonia, în China, New York Times-ul și peste tot se discută despre, această, despre, rezultatele acestei lucrări. Ideea pe care au o demonstrat-o matematic și experimental și e o muncă cu echipa de vreo trei ani, arată că termitele pe care le-au studiat, în loc să, așa cum erau gândite că distrug și deșertifică și distrug orice în cale, s-a constatat și s-a demonstrat matematic, Corina fiind specialistul în matematică și a coordonat întreaga echipă, că de fapt ele sunt benefice uh, pentru, împotriva deșertificării. Deci Lucru care a fost preluat de presă extraordinar, a foarte apreciat, este chiar lucrarea lor, este chiar coperta revistei Science, ceea ce înseamnă că este apreciată ca fiind excepțională. Deci ea este profesor la Princeton, a plecat Corina și Roxana, este, a terminat studiile la Harvard și acum este doctorand în anul 2 la Universitatea Harvard studiază, este în programul de virologie și tema de doctorat este în domeniul cancerului produs de virus. Deci în domeniul medical pe parte de cancer care este produs de acest virus și sigur este la început pentru că este doar în anul 2. V-am întrebat de destinul celor două de ofice pentru a demonstra că au crescut într-un mediu intelectual, au, și preluat de competiție. De la, și au preluat de la părinți acest spirit de competiție, asta vreau să spun, și iată-le acum în plan internațional cu deosebite rezultate. Paradoxal, nu continuă, nu constat să vă continue linia de cercetare, dar este o complementaritate. La un moment dat sunt convinsă că de plecare La o să vă <laughs> Un punct de plecare a fost. Fica cea mare este matematician, mie mi-a plăcut foarte mult matematica, eu m-am ocupat de ea în perioada de competiții la Olimpiadele Naționale și Internaționale, și sigur, împreună și cu profesora de, de la liceu, dar ea este pe partea de matematică, adică undeva a preluat uh, ceea ce mie mi-a plăcut. O continuitate, o continuitate în uh, pasiunea pentru o disciplină. Da. Între timp, sigur, cercetările ei sunt cu aplicabilitate. Din nou, am mers pe ideea de a nu face o matematică abstractă și cu aplicabilitate în domeniul evoluționist Roxana și al dinamicii. Îl exact. Pe Dan. Iar Roxana, Roxana, da, a fost olimpică la biologie absolută și sigur îl moștenește în direcția aceasta pe Dan și sigur nivelul cercetărilor lor, acolo unde aceste universități le oferă absolut toată baza, este unul extrem de ridicat, adică să publici la nivelul acela și să fii recunoscut încât să scrie o presă întreagă internațională despre realizările pe care le... Da, uh, este o performanță da, este. Greu, de atins. greu de atins, Ne da. întoarcem la Universitatea din Craiova, aici v-ați format studentă, Ați rămas în mediul universitar, ați ars toate etapele de la asistent până la profesor universitar și conducător de doctorat de atâția ani, este ceva ce v-ați dori? Mai sunt ani buni în fața sigur. profesorului Daniela Tarniță. Așa este. În primul rând, sigur trebuie să spun că fac ceea ce îmi place. Deci, partea didactică și partea de cercetare în învățământ este ceea ce mi-am dorit de când eram elevă sau studentă. Deci eu fac ceea ce îmi place și de aceea mă străduiesc să-l fac foarte bine. Sau de aceea și fac muncesc foarte mult și fac eforturile acestea din plăcere și din bucuria de a obține niște rezultate bune pentru că fac ceea ce îmi place, exact așa face și soțul meu și așa fac și fiicele noastre. Apelați la materialele inteligente pentru catalizarea voinței, de a merge mai departe. când de sunt, sunt în momente sacole, Când da? sunt momente da? de. Uh, și la materialele inteligente, dar și la propria uh, propriul e. Eu, sigur că oricine are momente în care se simte poate un pic mai uh, dezamăgit sau un pic mai obosit, sau un pic mai uh, vlăguit de atâta, nu știu, de ceea ce se întâmplă de zi cu zi, exact, dar până la urmă apare renașterea și uh, continui, pentru că dacă faci ceea, cum spuneam, dacă faci ceea ce îți place și dacă nu ești doar un demagog, că am întâlnit și întâlnesc multe persoane care spun că le place, iubesc, nu știu ce, dar nu au niciun rezultat, adică sunt plați, plați, șterși și atât. Dar altfel zici că nu știu câte rezultate au obținut și nu știu ce eforturi au făcut. Deci, dacă ar fi așa, n-aș putea să mă împac cu această idee. O întrebare ultimă, banală, dar esențială. Universitatea din Craiova este cu adevărat o familie în care să simțiți că vă susțineți reciproc în atingerea performanțelor didactice și în cercetare. În Sigur, sinceritate. Universitatea din Craiova este o familie mare, complexă, cu o structură complexă, după cum știm că răspunsul este dat cu ce contribuiți dumneavoastră la susținerea acestui sentiment de apartenență. Cu tot ceea ce fac eu în fiecare zi și pe care, vreau, pe care îl vreau cu finalitate acum sau peste 3 luni sau peste 5 luni, depinde de amploarea a ceea ce fac eu, cu aceasta eu zic că îmi demonstrez apartenența mea și respectul pe care îl datorez universității din Craiova și colegilor mei și uh, cred că asta este ceea ce ar trebui să ne definească pe fiecare dintre noi. Promiteam că nu mai pun nicio întrebare, în calc, precum orice femeie, da. o promisiune. <laughs> V-a tentat vreodată să plecați în străinătate? Aveați atâta recunoașteri internaționale și dumneavoastră și soțul dumneavoastră? Da, m-a da, tentat. Da. Sunt convinsă că ați avut și invitații de acest Simp. gen, chiar dacă nu le spuneți, Așa le este. intuim, că de, se deduc din aceste prezențe internaționale. Da, m-a tentat să, să Și plec. de ce ați făcut-o? Um... Atunci când am avut cele mai puternice tendințe de a pleca fetele erau încă mai mici și nu își definitiva sără partea de studii și nu știam precis, cred că am avut o ușoară temere. După aceea a trebuit să mă ocup ca ele să fie foarte bine dirijate și să-și ia fiecare drumul prin propria forță spre direcția pe care uh, vor să meargă. Ați rămas aici, ați rămas împreună, sunteți da. împreună de decenii. Da. Vă doresc să aveți o viață la fel de frumoasă în continuare și rotnică în, din perspectiva cercetării, iar bucurile acestea de zi cu zi și bucurile mari de peste ani, să puteți să le cuantificați la vârsta senectuții în deplină sănătate, dacă tot vorbim de o viață trăită evervescent, să ne bucurăm și de momentul de apogeu, momentul reflexiei, când ai de toate, dar poate nu mai ai forța să te bucuri. Sunt convinsă că veți apela la materialele inteligente. <grijință> <grijință> și o veți face Am să mă gândesc cu atenție ca să văd cum <grijință> da. ne pregătim etapele ulterioare. Vă în viață. mulțumesc din suflet. A fost o reală delectare dialogul cu dumneavoastră. Sperăm să fi fost cu informații și pentru telespectatorii noștri atât. Pentru istoria Universității din Craiova, cât și pentru practica imediată. Atunci când avem nevoie de o cercetare în domeniu, de o invenție care să ne salveze de la dureri și de la perioade lungi de, de, imobilizare de și imobilizare. de imobilizare. Atunci să știm aici la Craiova sunt inventatori români, se numesc Tarniță. Daniela și Dan Tarniță. Daniela Tarniță, profesorul universitar, ne-a fost azi interlocutor. Vă mulțumim foarte. Și eu vă mulțumesc mult de tot și promit să continui activitatea pe care am început-o și de care sunt mulțumită și de ce nu chiar sunt mândră că am reușit să o aduc la acest nivel până acum. Vă mulțumesc frumos. E doar frumos. o etapă, sunt da. convinsă că va continua. Sigur că da. Mulțumim, mulțumim foarte. mult!